atenție, în acest videoclip o să spun de un miliard de ori cuvântul roz. Tuturor, eu sunt Andreea și astăzi voi face 24 de ore doar în culoare roz. Acum este... ar fi trebuit să fie dimineața, dar filmez acest intro după ce am filmat la mall, pentru că am uitat să filmez intro-ul. Cred că oricum dimineața mea începe cu peruța de dinți, să-mi spăl dinții, să mă spăl pe față, dar ce credeți? Nu am peruță de dinți roz și nici pastă de dinți roz și nici mâncare roz, așa că știți unde plecăm? Plecăm la supermarket. Vedeți peruța asta? O vedeți? La gunoi! Plecăm să luăm altă peruță roz! Ok, pentru că acasă nu am nici pastă de dinți roz, nici peruță roz și aproape nimic roz, am venit la supermarket. E roșie. Andreea, poți să-ți iei? E roșie, așa că eu nu pot să nimic roșu. Oh, și vine și cu pieptenele. Și pieptenele este roșie, obiunea este roz, așa că o luăm. Am nevoie de asta. Am? Are? Da, e roz. Dar noi. Dar o luăm pentru că este roz. Oh, eu am nevoie de pastă de dinți. Roz noi. Sus. Asta pastă de dinți roz. Eu nu știu dacă este roz, dar ambalajul roz, așa că o să luăm. Greu să găsești lucruri roz. Că vă vedeți cereale roz? Eu am găsit aceste cereale, dar sunt căpșună, nu sunt roz. Din păcate, cereale roz nu sunt, așa că... Ambalajul ăsta zici cum să fac așa? Suc cu aromă de ghimbir. Nu știu ce e asta, dar... În fine, o luăm. Am găsit o băutură carbogazoasă, așa cum scrie acolo. Nu știu dacă înăuntru e roz, dar ambalajul este roz, așa că o luăm. Ok, nu ne interesează să filmăm, dar noi totuși filmăm. Eu o să iau aceste bezele, pentru că sunt roz. Eu dacă mai stau la raionul cu dulciuri, cred că o să dispară toate dulciurile roz de aici, așa că mai bine să mergem. Care să-i luăm? Eu sunt pește. Pește, da. Ok, luăm pește. Puteți să vedeți că am luat destul de multe chestii roz, plus acești pufuleți. Noi am venit într-un magazin cu lucruri de care nu sunt toate roz, dar o să căutăm acum lucruri roz. Nu e roz. O să mai aleg acum un tricou roz. Pantaloni roz. Din păcate sunt doar două perechi de pantaloni, adică mărimea XS, mărimea M, deci nu o să-mi vină sigur. Pernuțe roz, chestia asta roz. Eu nu vreau să-mi iau multe lucruri pentru că o să trebuiască să le iau după mine. Eu mai repede vreau să termin ziua asta roz pentru că mie mi-e cald, stau în hanoracul ăsta roz. Și da, acum plecăm să mâncăm înghețată. Am rugat-o pe Raluca să-mi aducă o linguriță roz, pentru că altă culoare nu se poate. Mama. 24 de ore doar în roz, mi-am luat aceste bruschete cu somon, care nu sunt chiar roz, dar par a fi așa că da. Sunt un set foarte drăguț, doar că aici este și galben, este și albastru și roz. Dar rozul ăsta nu este exact. Pare portocaliu pe cameră, dar e roz. Se apropie vara și trebuie să-mi iau șlap de vara, așa că să-mi ia pește pentru că sunt roz. Și da, mi-aș fi luat altă culoare. Asta o să fie foarte amuzant. Eu mi-am luat asta tot fără glumă. Și mi-am luat fusta asta roz și mi-am luat și căuă asta roz. Haideți să vedem cum stă în roz. Gata, scrinci. Uitați-vă la sinii ăștia. Uitați-vă la sinii ăștia. Aceasta este lucrul. Acest magazin zici că a făcut special aceste instalații roz pentru mine. Deci am acest tricou roz, această fustă roz și... care lucru a plăcut mai tare, primul sau al doilea? Mie personal ăsta mi-a plăcut. Da. Eu nu pot.
pot să gândesc civilizată. Și da, dragii mei, cam așa se termină ziua mea roz. Eu deja am ajuns acasă, m-am schimbat în pijama roz și acum o să-mi fac temele și cam atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar cu voi a fost Abaster Andreea Bostanic.